Ei, guys, e timpul să vă arăt interiorul casei mele. Încă nu m-am mutat cu traiul definitiv, dar foarte curând o să mă mut definitiv. Să mai aud ecou pentru că trebuie să adaug mobil aici în casă. Dar vreau să vă arăt ce am în casa mea, dacă vă interesează. Dacă ați descărcat aplicația, înseamnă că voi chiar vreți să vedeți ce este în casa mea. Aici am televizorul, mi-am ales așa un dulapior alb. Aici trebuie să-mi pun un dulap și aici trebuie să pun plințuri, așa să fie de astea ca la americani, mare, albi. Aici în spate am pus două lămpi de astea și când te uiți dintr-o parte, decădești, arată super nice. Pe peretele ăsta trebuie să mai fac niște chestii ca să nu pară așa de gol. Și aici am butonul meu, 100.000 de abonați, Moș Crăciun, mă pregătesc Crăciun. Îmi place foarte mult atmosfera de Crăciun. Înainte să am brădulețe ăștia, avem chestiile astea și am o idee unde să pun chestia asta acolo la intrare, ca decor. Am aici o masă, un covor, o canapea, eu stau pe dânsa, mă uit la televizor, este foarte moale, nu se disface, e simplu așa. Am patul meu cu două etaje și aici de sub am pus niște becuri, așa decorații. Sunt cu baterii și deja are, nu știu, o săptămână de când stau aprinsă. Am ales albiturile astea pentru că sunt foarte, foarte faine, nu știu, tare îmi plac. Chestia asta e tare super, laundry, aici pun hainele murdare, chestia asta am luat-o de la Ikea și se vede așa fain, uitați, vedeți cum schimbă culorile și așa tare fain. Nu știu dacă vreți să vedeți câte lampe am în casă, e că așa se vede afară. La mine luminile sunt neutru și de asta culorile sunt tare fain când te uiți în cameră, adică nu-i galben, știi, adică nici nu-i prea albastru și e tare, tare super, uitați-vă. Aici mai am un geam foarte, foarte mare, aici spun un prad, să fie așa un prad frumos și să fie așa atmosfera tare fain de Crăciun. Dulapul este l-am luat de acasă, dar să-l duc înapoi că nu se combină bine. Aici trebuie în genere să fie mobilă albă, așa mai fain o să fie. Ia că de la peretele ăsta până la peretele ăsta decorativ, a să fie coridorul. Acolo a să fie camera mea, noi l-am stipat pentru că mi-a ajuns bani doar să fac chestia asta. Să faci o casă e cu mult mai costisitor decât am crezut eu. Deci aici am cumpărat așa un fel de mobilă ca să pui chestii, nu știu, poți să pui pici, șlabi, eu am pus chestiile astea. Ușa asta de la WC o să fie săptămâna viitoare. Aici tot trebuie să pun un dulap unde îți pui hainele și să nu se vadă chestiile astea. Aici este baia mea. Îmi place mult că e cu senzor. Speli mâinile așa și asta e tare, tare nice. Și cel mai tare îmi place la chestia asta că se duci încet. Nu se trântește. Deci aici, de fapt, nu trebuie să fie duș pentru că nu mi-a ajuns bani să construiască partea aceea casei. Eu am decis să fac aici un duș ca să fiu curat. Și am făcut aici un duș, am făcut aici așa. Noi am făcut așa cu scurgere, știți, și ies duș așa în jos. Podul ăștia tot trebuie de terminat. Aici mașina ți-a spălat, frigiderul meu cu aptibidlurile astea care Fabi mi le-a dorit. Și aici să fie bucătăria. Bucătăria să fie, a să margă undeva de aici, până încolo și până încolo. Adică să fie mare. Masa în mijloc aici, bucătăria să fie cu masă de asta de bar, nu știu cum zice. A să fie tare fain. Și ea să fie peste 3 săptămâni undeva, a să o instaleze. Așa durează bucătăria. Până când ați mă folosesc de dulapul ăsta ca să-mi pun hainele. Mersi mult că ați avut dorința ca să vedeți cum e la mine acasă. Știu că foarte multe lucrări încă trebuie să mai fac aici, dar până când cred că arată tare fain. Cu voi a fost Ilie și noi ne vedem pe YouTube. Pa, pa!